Salut, dragilor! Am pregătit astăzi papanași să vedem de ce avem nevoie. 450 de grame de brânză dulce, puțină sare, o linguriță de praf de copt, ulei, 200-250 de grame de făină, 2 ouă, esență, 6 linguri de zahăr, puțină coajă de portocală și lămâie. Într-un bol mai mare vom pune făina. Vom pune cele 2 ouă, zahărul, esența. Coaja de lămâie. Vom pune absolut toate ingredientele și le vom amesteca. Un praf de sare. Eu am ales să pun esență de portocală pentru că mie îmi place foarte mult. În schimb, puteți pune orice esență doriți. După bunul plac, puteți pune cea de lămâie sau alta. Eu la praful de copt am pus în jur de 7 grame. Și începem să amestecăm toate ingredientele, ușor cu mână. Vom pune și brânza dulce. Eu am găsit la polonez, dacă nu mă înșel. Bineînțeles că acasă o găsiți oriunde, cred că în orice magazin. Pentru oamenii care sunt afară, ne găsim lucruri pe la magazinele turcești, polonezi, lituanieni, chiar și alte magazine mai mari. Și voi lua o cratiță în care voi pune uleiul. Acesta este unul dintre micile secrete pentru papanași. Trebuie să-i prăjiți în foarte mult ulei. Mi-am uns mâinile cu puțin ulei. Am dat chiar și pe blatul de lucru. Voi aplatiza aluatul, compoziția care noi am făcut-o. Cu un pahar dăm formă papanașilor. Puteți folosi un pahar mai mare, o cană, ce aveți prin casă, sau, bineînțeles, o formă specială. Eu nu am așa ceva, așa că voi face clasic. Voi forma papanașul, voi face acea gaură în mijloc. Și vom repeta această procedură până vom termina toată compoziția. Bineînțeles, vom lăsa o mică parte și pentru acele biluțe de la papanaș. Eu am făcut 8 papanași din această compoziție. Când uleiul este încins, vom lua papanașii, îi vom pune în ulei. După aceea, reducem focul la minim. Îi vom prăji în jur de 5 minute. Cam așa arată. Deci la început, când vom pune papanașii în ulei, el trebuie să fie foarte, foarte încins, la un foc mare. După ce am pus absolut după câteva secunde, vom reduce focul și vom lăsa la prăjit pentru 5 minute. Eu i-am servit cu smântână și dulceață de afine. Sunt foarte delicioși și vă urez poftă bună și să încercați și voi!